grijă de cutia cu pălării, nu cumva să o prăpădești? Să am grijă, popoană. Dacă ai ști rostogolești de acolo, de pe covintirul trăsurii, să nu te iei Dumnezeu să tragi cutia după tine, că dracu te-o lua. Am înțeles. Eh, Grigori, rămâi cu bine. Cu ghine, Chirița, și ai grijă, bre, cu vremea asta. Trebuie să prindem carnavalul în Târgu Ieșului și apoi nu ne spăriem noi de câțiva fulgi de omăt. Eh, luați-vă la revedere de la babaca. Haide, areștiți-o, ca lipsiți-o guliță. Haide, haide, haide. La revedere, sănătoși copii. Hai, surujii, dați-i drumul. Ioane, mojăcule, și stai bre acolo pe capră ca un digerat. Și nu strâi surujiilor să pornească odată. Bată-vă crușa de mangosâță, bă, bă. Cumpă cu coană Nastasica Afin, îți scriu eu, Chirița Bârzoi, ot bârzoieni, ca să-ți aduc de știri că sosesc la Ieși, cam pe vremea carnavalului, cu cele două fete ale mele, Aristița și Calipsița, și cu băietul meu, Guliță. Mi-am pus tălp de sanii la trăsura mea și am înhamat 16 cai de poștă. Am aninat toate săpitele și toate cutiile de care am nevoie, că doar n-am să sosesc în Târgu Ieșilor dezbracată, Doamne iartă-mă. Am urcat deasupra pe Ioana, țiganca noastră roabă, cu încă o cutie de bonete și nădăjduiesc că așa, în curând, am să mă aflu pe ulița Păcurarilor, la barieră, ca să intru în capitalii. Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă. Comedie cu cântece de Vasile Alexandrii. Interpretează un colectiv artistic de la Teatrul Național din Iași. Surdulea. E, du-te, pârli, că doar n-am să stoc la ureche până mâine. Și ești, bre, și-ați pățit. Cărmac să că era să mă chiorască și ne zbârle cu bulgări. Cu coană? Și? Cum e numele dumitale? Ei, cum mi l-a dat nânașul. Lipsești de acolo. A, așa știu și eu, dar păi vezi cu coană că trebuie să trecem la catastiful barierii. Să mă treci la catastif pe mine, dar ce sunt eu să mă treci la izbod? Auzi vorbă, ei, mai cu obraz, nici mai sunt gulerații, iștia cu săghiuță. Lipsești, mojâșii, lipsești de aici, cât sar în păr și te bat măr. Auzi dârzii, blestămății, obrăznișii și mojâșii, în catastifuri el să mă scrie, să-mi facă mii catagrafii, parcă aș fi marfă din păcănii, brașovenii sau lipscării. Lipsești, mojâșii, lipsești de aici, cât sar în păr și te bat măr. O țară, o, că doar n-am urechile spargnea tale. Cucoană, avem poroncă să nu lăsăm pe nimeni în târg până a nu-l întreba de numii. Ei, acum are să-mi scoată și sufletul. Du-te, băi omule, descrii convenit în Ieși, cu Cucoana Chirița, banului Grigori Bârzoi de la Bârzoieni, cu Aristița, Calipsița și Guliță copiilor. Și pomelnic, cum ai zis, Cucoană? Ei, ia că te surdul. Chirița, Aristița, Calipsița și Guliță Bârzoi, ot Bârzoieni. Mânați, măi, și luați seama la copățele, măi.
Aici în capitală ești tot mereu cu zilele în mână. Râița, răstița, lăpșița și gurliță bârzăoi. Păi, a dracului nume. Parcă se bat babele la gura ei. Mă duc să-i toarnă în catastic. Lăpșița, râița... Forniți-ați, băi, jertfarilor, băi! Ia, păchini, mă lăsa! Ia, ca mă, care să mă leză în troia. Ia, loje vartala, cu ce prohodii varcioare. Dacă vă gura mojeșilor că vă aud copiii nimeni. Ia, lasă-ne cu coană, hăi, nu ne mai năcăjă, că destul la casă avem noi cu Radvanul ăsta. Auzi, meta, Radvan, trăsura mea din untă nouă, nouășoară, cam de pe vremea bejănii. Hai, dimânați, băi, și nu mai faceți nici o vorbă. Ia, odată, copiii, răpăte, ia! Ia, lasa-mă ciolarele șoarelor și chelea vamisului. Ho, ho, ho! Dejaba, de-amu ne-am troienit. Vai, ne-am troienit. Ia că asta-i, acum asta-i chiar colac peste pupăze. Și tu, Vasile, și stai acolo ca un butuc pe capră, m-am găsătule. Deși ea te-am îmbrăcat eu în livrea cu fireturi, coboară jos de ajută la trăsură. Ia vezi-l, mă rog, că parcă-i un boier. Măi, nu ești bun de nicio treabă, măi. Păi dacă chiar în zadar, nu ne scoate de aici nici dracu. Ți-o arată eu acuși pe dracu, somnorosule, da. Somnoros, da, și eu n-am închis ochii de două nopți. Ia uscă și răspunde acum. Acum mă dau jos la tine, Carnax, a? Na, că era să-mi rup șușările. E acolo pe răzor, mai tontule, mai pune umărul și împinge că ești coscoje. Haide! Surăjiilor, opintiți-vă vârtos! Cavar vântul și v-aș vine pastra. Stai din gură, băi, că vă aud copchinii, nu-l auziți, fetilor? Fetilor, astupați-vă urechile. Dar tu, Cheramo, ce stai acolo și plășești ouă? Dă-te-i jos, ca să se mai ușureze trăsul. La coală, dar tu nu mă pot coboră fără scară. Scară-i trebuie scară. Să-i dai o scară, coțofană. Deschideți arechile și-i sări acum repede pe pământ. Haide! Și doar nu mi-i străca cutia, că atâta trebuie. Valeu, că mi-a zglintit ghiciorul! Tromp, s-o străcașă cutia! Parcă n-adins ai făcut ca să-mi o strici. O saracan de mine și de mine, când vine să țâp, îmi vine să-mi iau câmpii, dar mult am să mai stau eu în drum. Carnaxă! Când mi-o plesnit și răturile de la rochii, pac! Catele mele și regrele, arestiți-o, calipsiți-o, dați-vă și voi jos, bre, că doar mi-om distroieni mai degrabă. Ia ca așa frumos, 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 să nu luneca, să nu luneca. Să mă cobor să iau cu săsasele. Ba nu, gulița nineacă, nu, drăguță, mă atașez în trăsură să nu rășești. E, nineacă, vreau să mă cobor, da. Nu, suflete, ți-am spus. Dacă mă iubești, stai locului puile și învălește-te cu contășul babacăi. Ei, m-am săturat de contăș, vreau să mă dau pe geas. Ba nu, să nu faci pozna asta, gulița nineacă-i. Ei, capii, nu-ți mai cumpără mama minavet. Știi, bata, flașneta și ea, știi, care ți-am făgăduit-o. E, de 3 ani de când mă porți cu făgăduința. Gulița mami, gulița, vai și nostim ești. Tu, nu fi de ochi. Hai, flăcăi, haide! Haide că vă făgăduiesc la toți un bacșiș bun, cât un fifiric de om, haide! Ia ca poznă, poznă mare, unde surujii? Ochii fugit, cine știe, la vreo crâșmă poate. E, că nu și eu cu dânsii. Of, of, o fugit și m-a lăsat lat în mijlocul drumului, bre, 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 poate să mă lovească ceva. Oh, să nu te apuși, mă rog, 70 de năpădei. Chirielei sunt, Doamne, miluiește-mă. Mă rog, cine ține poștile? Cine-i mai marele poștilor? Ot cup și cu ghipcanilor. Să dea-i ochii cu mine dacă-l ține cu raua, să-i zic eu două vorbe, numai două, ca să le pomenească câte zile o mai trăi. Știi, cole, în Golpion de anul nou 1844. Iam să-ți spun, otcupcic dragă, vel otcupcic de ghipcan, toți motanii fără șagă, nu-ți plătesc nici chiar 2 bani.
Of, măi frate, de-ai păcate, cu cai de poștă să te pornești. De multă șudă, de multă trudă, te simți cu poșta când bătrânești. Ba nu-s propiele, nici căpițele, ba ștreangu-i putret, de ars în foc. E plosca trosca, e trosca plosca, sluga-n prișină, ești tot pe loc. Sluga-n prișină, ești tot pe loc. Drept să-ți spun, ot cupcic dragă, fel ot cupcic de ghipcan, toți motanii fără șagă nu-ți plătesc nici chiar doi bani. Căci dacă pleacă colbu tineacă, glodul-ți lipește, benghiuri pe nas, biciu pocnește, te asurzește și caii noștri alerg la pas. Ba stau pe dealuri, te dau de maluri, îți farmă trupul de nu mai poți și de nu-ți pasă, ajungi acasă cu un ochi, cu o mână și cu trei roți. Cu un ochi, cu o mână și cu trei roți. Eh, poftim poștii! Dacă nu merg cai, fug surujii. Unde s-o fi înfundat blasta mații? Aici ne-a zbun dispânzurată ne-ar maroc. Vai calul necușii! Vai de mine! O cazuni neaca pe gheață! Hai, dar buf! N-a cocicat și dudușile! Una piste alta! Topățiră. Eh, ce facem acum? Hai să lăsăm harabajiu și să ne suim într-o sane de birjă. Fie și așa. Hai, vină și tu, neamțule, cu noi. No, good, my neam, good. Iaca și vameșul. Cum e numele dumneavoastră, domnilor? Nea lui e Spatarul Hațmațuchi și eu Aga Crastavețovici. Amândoi cu șezuturi și cu avut un focșen. Cât pentru nea lui, neamțul, e vestitul baron von Schonsberg, care vine de la Poduiloaie ca să dea concerturi instrumentale în folosul său. Zăcruși, ajută și da înainte la catastif, dacă poți, cenușerule. Repede îl luași pe bietul Dorauban, smene. Nume voia, nume i-am dat, să sunt satului. Era, ia ca un minaver de canari, cum viu eu. Ia ca neamță, deci nu a apucat a intra în ieș, și a început a rupi urechile ieșerilor. Nu-i destul că ne-o asurză cu flașineta de la Roman și tot drumul. Ia să vezi cum o să-mi gologănească sunt patrioții. Iar la noi suflă vântul prin buzunare. Am scăpat din focșen cum am putut, cu nepusă masă. Că de pune mâna ispravnicul pe noi, ni trânte poate la gros. Vrei să zici la pușcărie? Și asta din pricina ta, dacă ești prost și te lezi să te prindă la cărți cu mâța în sac. Ce pisică în sac, nenio? Vina mea e dacă s-a găsit alt cartofor mai țeapăn decât mine și m-a zărit când am tras păriga de dedesubtul cărților. În sfârșit ce-a fost, s-a trecut. Am scăpat de acolo. Acum ne rămâne să ne păzim aici cu câteva vremi până și s-o face lucru mușama. Deși trebuie mai întâi să ne prifacem numele. Să le mai lungim. Tu te-ai chemat de azi înainte Pungescovici și eu Bondicescu. Ei, și apoi despre trai cum o să ducem? Că numai cu Iescu și cu Ovici, tot covrici, tot spanac. Despre trai? Helbet, feți logofeți de soiul nostru cu meseria stosului și a bancului, nu pierăniești, nu.
Că apoi vezi tu, Neiculiță, viața e un stos de la început și până la sfârșit. Și lumea o masă de cărți. Tot meșteșugul e să pontarisești la vreme și să găsești drumul norocului ca să faci roi. Prea bine. Dacă ai goană de fante, fură o carte și așa îți dregi busuiocul. Nene, mă crede, viața-i un stos, lumea o masă cu posta verde, tot meșteșugui de-a juca gros, de-a punta bine și de-a nu pierde. Ei, apoi halal de mine. Halal de tine, dacă vei ști să-ți poiești bine fruntea obrazul și fără frică de-a te roși, să faci transporturi cu cinstea mazul. O nineacă cu două fete, ațânti muntenii ca ei și pe treabă. Pe trebuliță! Of! Îmi vin istericali, le greșești! Am alergat prin toate crâșmele și surujii, tufă! Of! Cine m-a pus pe mine să mă pornesc de la bârjoieni? Nineacă, nu te tulbura, că iar te-o durez plină! Plină, nineacă! Cum să nu mă turbura Aristiso și Calipsiso, dragă, dacă m-a lăsat tocmai în mijlocul drumului cu cățel și cu... Na, și ne facem acum, a? Și nici un bărbat, nimeni ca să ne vii într ajutor. Of, îmi vine să mă trândesc la pământ. Un bărbat? Iată-mă-s, poruncă. Și-mi văzură urechile și și-mi auzură ochii. Slavă ție, Doamne! Iată, în sfârșit, un creștin. Doi cristian cu coană, că sunt și eu pacile. Foarte mulțumesc. Dar, mă rog, dumneavoastră, să mă ferișesc și eu cu numele dumneavoastră. Dumnealui, prietenul meu, este spătarul Pungescovici. Și dumnealui, Aga Bondicescu, al meu amic. Un spătar și un agă. Fetelor, țineți-vă mai drept și zâmbiți, nurliu. Dar, mă rog, cucoană, să ne norocim și noi. Eu sunt cucoana Chirița a banului Grigore. Și Duducili? Bârzoi. Bârzoi. Ot, și Duducili? Ot Bârzoieni. Am înțeles, dar Duducili? Copchilele mele, Aristița și Calipsița. Haide, faceți talii frumos. Mulțumim! Le-am adus aici și pe drăguțele de ele ca să petreacă în Iași carnavalul. Și puneți-vă, boierilor, în gând, după și ne-am năcăjut pe drum două zile și două nopți, când să ajungem la gazdă, ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Cu coană, Chiriță, noi amândoi suntem gata la poruncele dumitale și prefericiți de a te putea înlesni la orice ai dori în târgul nostru. Bunătatea dumneavoastră. Și se potrivește. Primiți deocamdată brațele noastre ca să vă ducem la gazdă. Și cât pentru trăsură, n-ai nicio grijă. Om trimite boii noștri ca să o aducă. Da, boi. Bucuros, foarte bucuros. Vai și cu conaș de treabă, dacă ar fi și holtei. Dați brațul și mergeți pupuică, fetelor, în vârful scarpilor. Haideți împreună, vesel să pornim, și într-o casă bună să ne găzduim. Haideți împreună, vesel să pornim, și într-o casă bună să ne găzduim. Demoiselă dragă, sunt prefericit, ca să-ți dau eu brațul, m-am învrednișit. Demoiselă scumpă, în veci noi uita, c'astăzi la brațetă merg cu dumneata. Unul zâși iagă, celălalt spatar, diaș prin dijine.
aș lua în dar. Unul zeșiagă și-l-alt spatar, de-aș prinde jineri, i-aș lua în dar. Haideți împreună, vesel să pornim, și-ntr-o casă bună să ne găzduim. Haideți împreună, vesel să pornim, și-ntr-o casă bună să ne găzduim. Da, Guliță! Unde-i Guliță? Chirie Leison era să-mi uit odorul în trăsură. Guliță! Guliță! Nu pe aesta, măsiune, amsule, cât de pe celălalt. Nu pe aesta, pe celălalt. Nu lasă-n zișunghe. Eu vă jură, ochii, o ieșit dimora din trăsură, fără de blană. Sarea cam de mine că o fi înghețat. Ce faci aici, deavoli, nu ți-am spus că să nu ieși din conteșul babacă? Ei, m-am săturat de conteșul babacă. Ea privește că-i zoroșit nasul, parcă e o sfeclă digerată. Doamne, doamne, și păcate-i să ai plos. Măi, Vasile, măi, adă blana și ea din trăsură, că l-o lovi un junci mai mare fi beleaua. Omul, ia canașul, bagul canașul. Și voi care ați fost? De l-ați lăsat să iasă dezvălit? Vin încoace să te îmbrac păcatului. Ei, nu vreau, nu vreau. Las că te spun eu, papa. Și fașii, vai de mine, care să mă nebunească de monoa asta. Parcă văd că iar mă apucă splina. Ascultă, Gulița Nineacă, haide că ne așteaptă țățașele. Nu-mi pasă mie de țățașe, nu merg. Ei, vine că-ți cumpăr minavetul și ala, știi, mata? Cumpieri? Dacă e așa, ia-mi-l pe ista a lui Monsiu Neamsu. Vină cu noi, Monsiu Neamsule. Good, good, zărbevol. Lasă-te, văd eu acasă, păcatule, ca păi ți-o-i dai eu un minavet după șeapă că nu le putea duși. Măi, oare, măi, rămâi aici cu țiganca, măi, ca să păzâți lucrurile până și-ar veni boie să vedeți și trăsura. Vedeți să pierdeți, mă, cutii, că sfântul necul ai gata. Și minuni, Coana Chirița! Coana Anastasia Cașin! Bine ai venit! Oh, bine v-am găsit! Ai primit scrisoarea mea? Da, cum nu, cum nu, dar nu mă așteptam ca și sosit. Da, dumneata, cum de te întâlnesc singură lângă barieră? E, am ieșit puțin ca să mă primblu afară din târg, că prin târg e potop, te ferească Dumnezeu! Da, bine, pijos! Haide, haide, nu te roșu, soro dragă. Lumea-i lumii și tinereța-i tinereță. Și te sastisești. Lasă, bre, între noi. Dar nu mă sastisesc, soro, nici de cum. Mă plimblu pijos pentru că așa îmi place. Am venit cu sărdarul cu culeți. Cu sărdarul? Mititica. Să rămâinile cu coală, Chiriță. Plecă și un arhon, sardar. Eh, tot la ajiești, mai marile polițailor. Director și supusă slugă. Și la mai mari. Amin. Da, unde sunt dudușile? Urra, cam de mine, bacă chiar. Unde-s? Unde-s? Da, și pe mine mă întreb. Da, bine zi, sărutați așa, ochișori. S-o pornit la brațetă cu doi cavaleri. Ei, la brațetă cu doi cavaleri. Păi cum zici, soru, unul Aga Bondișescu și celălalt Spataru Pungescoviș. Doi bujori, surioare, două zarnăcatele. Bondișescu, Pungescoviș, mare poznă. Apoi vine Coana Chiriță. Se poate să-ți lași copchilele pe mâna unor necunoscuți? Dar și niște și verbal. Vai de mine, pușchea pe limbă-ți, vai de mine! Ah, începe să mă umfli grija din tălpi, mă furnică sudor și prin spate. Ia ca poazna asta! Nu cumva să zăresc pe șosă? Arestiți-o! 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 Auzi, Cucoană Năstăsică, Vameșul din Focșeni îmi scrie cu poșta de astăzi despre un oarecare Bondici, unul Pungescu, doi coțcari care au dezbrăcat lumea pe acolo. Și mă sfătuiește să-i privighez de aproape. Oare tocmai ei să fie? Nimica! Tufă! O-a intrat fetele în pământ! Vai de mine! Vai de mine și de mine ar
bun sardar, nu mă lăsa. Dacă află bărbatul meu, am sfeclit-o. Ioane, aleargă, aleargă. Ba, ba, tu rămâi acolo cu țiganca. Ar bun sardar, ridică toată agia închișoare. Saracan de mine, așa poznă, să-mi purinie fetele de la ochi. Hai de grabă cu tăță să le căutăm. Beata Aristița, beata Calipsița, sfinte mina. Să știi că-ți dau 7 paraclisuri. De grabă, de grabă, cu toți alergăm, să mergem în grabă să le căutăm. Văd ghetele fete că le-am prăpădit și le-am dat pivete, de-acum m-am topit. De grabă, de grabă, cu toți alergăm, să mergem în grabă să le căutăm. Ia te uită, ia te uită, ia! Du-te, pârlișonțule, cu țărăitoarea asta! Ah, ah, carnaxe că era să mă prăbușesc! Un fertreglic, donă! Vedem și noi la gazdă în târgul Ieșului. E plăcut aici la Ieși, nu? Plăcut, Cucoană, plăcut. Oricum, mai plăcut decât pe Coviltirea Trăsurii. Atunci să ne pregătim de bal. Flașneta, iarăși flașneta asta care să mă năușească trântorul aista cu flașneta lui. Cât-i ziulica de mare, tot țârlăiește de urlă tățcânii mahalale. Fă, Ioana, da, ia du-te și spune cuconașului să tacă, că m-am săturat de moză ca asta ca de mere pădureță. Ia că mă duc! Îmi vine acru. Așa mi se cade dacă mă potrivesc să-i cumpăr minavetul de la neamț. Vai de mine, tronc! Ei, mi-a intrat nucușoară în ochi. Fa, vine cu asta. Aud, aud, Cucoană, ia. Mă rog, și ți-am spus eu când ți-am poruncit să-mi pregătești păișoare de bumbac pentru sprinșenii. Aud? Băi, mi-ai zis... Nu ți-am zis eu să le faci subțiri subțirele? Ia vezi cum mi le-ai meșterit, parcă-s buzdugarii de vel armaș din vremea domnilor greși. Ei, da, lasă, Cucoană, că-s tocmai cum trebuie. Doar ți-am mai făcut-o pamatufuri și bădănale de sprincene. Niciodată, niciodată nu ți-ai făcut așa frumoase sprincene. Parcă-s două lichitori umflate. Înghinate-s cum trebuie? Dizghinate, Cucoană, dizghinate. Hop, hop, șu! Na. Să trăiți, să vă și... fiți de bine. M-o fi pomenind dumnealui Ioană? Ei, v-o fi pomenit, Cucoană? Of, când ar fi de față sufletelul meu să mă vadă, cum și-ar mai răsuși el mustețele? Hop, hop, mă rog, iar mă pominești! Sprinșenii fac tătii prișinii și cu foc și cu pârjol piamor îl dau din gol. Când un tinerel îți place și amorez voiește al fașii, cât mi-l iei puțin la ochi, l-ai trecut cu didioci. Cât-i joși și din sprinșenii de amor se umflă-n penii, cât din buză mi zâmbești
chiar pe loc îl nebunești. Ochii-și sprinșenii mărit fetele, am prins la istericale ca o gheratiță. Acasă e cu Coana? Acasă, acasă, dar am vrut să ghilosești. Auzi, tontul, că mă ghilosesc. Eu o ghilosită de când m-am botezat. Dar poftim Coana asta să găvare pe mine, poftim, nu te potrivi. Poate că te deranjare să spană chiriță, dar n-am vrut să-ți trec pe la poartă ca o străină. Ei, cum să mă rânjarisești, tocmai dumneata? Rânjarisești? Ia cașul, Luluța, ai scos-o de la pasiona da, astăzi. Pentru că mâine e duminică. A, și frumușă că-i diavoloaica da. Îți vine să o mănânci de vie. Să mă mănânci, mersi. Și n-are nici măcar dinți. Bat-o, norocul, că nu asta-i, băi. Hai, vin, o să te sărut, hai din la mătușica. Mama, și-o poți mătușica de și-o pus lipitor pe frunte? O doare capul? Și eu lipitor? Și lipitor, și lipitor, unde vezi tu lipitor? Prâșieni și una-i numai pe jumata. Cum i-aș mai suși eu gâtul să fie fata mea? Mama, să-mi cumpir și mie o pereche de sprâșieni din târg să-l pun păpușii de anul nou. Bine, 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 ți-l cumpăra, tași de gură. Să deși să tacă, dar las-o, frate, să vorbească, că-i copchilă, bre. Să cunoaște că o învățat la pasion. Pansion, mătușică, nu pasion. Ei, fie și pansion, că doar n-am învățat guvernantă. Da, ca să știu și eu nemțeaște. Guvernantă, mătușică, nu guvernantă. Dar bine, mătușică, așa vorbiți pe acolo, prin provinții? Guvernanta ne-a spus nouă că vorbiți o limbă nouă. Când îi vorba de parchet, ziceți că-i curat pichet. Când îi de tapisărie, o numiți patisărie. Când îi botinii de glanț, ziceți botoaiei de clanț. Un ceasornic cronometru îl numiți cu barometru. Șor și lucru de bon ton, monton, zebon sau triton. Ha, 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 și juvaierei! Și triton ți-aș trage eu trântorile. Are un duh cât șapte și dă din trânsa niște vorbi. Ei, mă rog, mă rog să nu ne-o de ochi. La că ți-o sărit un dinte, mătușică. Un dinte, vai, de mine, care dinte? E un pai. Altdată să știi, mătușică, că aici în Ieș nu este obicei să faci pun obrazul altora. Nu-i frumos. Auzi, pacatul, auzi cum o înșalat de mi-o sărit inima din loc. Să spun drept, soră, dragă, ți-i tare hazlie, Luluța, dar e cam obrăznicuță. Adică să nu te superi. Mademoiselle, ceri pardon, mătușică. Băi, nu vrei când îți poruncește mama? Apoi să te duci de grabă la colț și să nu crăcrești. Mersi, maman. Tot mă dureau pișoarele. Mai bine ieși de pe scaun. Aha, gine o făcut. Dar de ce o pui la colț, dragă? Ei, lasă mai prinde la minte că-i prenebună. Dar, ei spune, mă rog, ce fac copchilele dumitale? Arăștița și calipsița se gătesc de bal pe de seară la mata. Pe de seară? Dar de pe acum? Dar de pe autocar? Ei, știi, mata, cum sunt fetele când se gătesc de bal. Bali trebuie una, bali trebuie alta. Deci, când te trezești o noapte de tăt, deși ea mai bine să se apuși de tauletă, acum de cu ziua, știi? Vorba veche, însuratul de vreme și sculatul de dimineață. Apropo, apropo de însurat.
Nu s-a înfățoșat niciun holtei ca să-și ceară dudușile? Of, bate-i conșina de holtei să-i bată, că asta mă mănâncă de vii, dragă. Ai fete, soro, ai și pereal. Da. Zici că este la teatru un cântec. Da. Of, 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 of. Da, da. Îl știu, soro, și el din piatra din casă. Ei, nu știu din care teatru o fi, dar nu-ți uita vorba. L-am auzit și eu la Botșani. Și de atunci am huiești necontenit în cap ca un bondar. Am să-ți-l cânt. Of, 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 și supărare de-ave o fată mare. O hrănești ca s-o crești și-apoi trebuie să pornești la vânat prin cel sat ca să-i cauți un bărbat. Din Flăcău, Mătărău, din chin la duhul său, din ghebos, urișos, îi zici nostim și mumos. Și-i zâmbești, îl slăvești, doar să poți să-l jinerești. Of, 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 și supărare de-a avea o fată mare. Ei, apoi închipuiește-ți acum, soro, dacă cu o singură fată ai atâtea supărări, dar cu două. Dar mai șez, dragă, pentru hatârul meu, să mă vezi moartă, să mă îngropi dacă te-ai duși. Hai de mine că mi-am găsit beleaua. Și așa cum îți spuneam, draga mea, zic într-o zi boierului meu: frate, știi că avem două fete mari? Parcă l-aud. Ba și mari coșcojebre, cât niște zdravoni. Bărbat nu-i tare mucalit. Bată-l norocul cu un car de galbeni. Ei bine, zic eu, gândit-ai, dragă, să le mărităm? Da. Le-am găsit doi bărbați pe sprinșană. Mă rog, care și care? Paharnicul Brustur și Căminarul Coșurle, vișinii noștri de moșie. Brustur și Coșurle? Ia-n lei, frate, dar cum o să-mi dai o fetele după niște boiernași de țară, bre? Fete frumușele, tinerele, curățele, hărnișele cu franțuzasca lor, cu ghitarda lor, cu cadrilul lor, gospodinii buni, iconoame, cetite, jucate, pericopsete, ghilosete, să le fac eu pe una brusturoaie și pe ceilaltă coșuroaie, atât să ajung aici. Auzi, dumneata, brusturoaie și coșuroaie, mai bine ori mocni și ori îmbătrâni în casa noastră părintească. Brusturi și coșurile au moș șoare bune, au bănișori buni, au vitișoare bune. Ei, și, pentru că au ei niște jete, deși ea să-mi fac eu blăstămul și să-mi dau copchilele după dânsii, cât-i cucu, și-or pune dumnealor pofta în cui. Ba nu și-or pune pentru că le-am făgăduit. Ba și-or pune eu. Ba nu și-or pune eu. Ba și-or. Ba nu. Ba și-or. Ba și-or. Și-am leșinat, draga mea. Ai leșinat, ai leșinat. Fără doar și poate. Când m-am trezit, ghetul sufletelul meu de bărbat era lângă mine și-și smulge mustețele șir cu șir de dăzduire. Și pentru ca să mă liniștească, mi-a făgăduit să mă lase să vin aici în Câșleș la Ieș cu fetii cu tăt, pentru ca să șerc doar lui putea mărita pe aici. Însă mi-a hotărât ritos că dacă noi izbuti să prind gineri prin Ieș până la sfârșitul carnavalului, apoi mă brustuluiește și-mi coșuruiește odoarele. Ei, ei,
și până acum nu s-a arătat nimeni? Cum nu? Înțelegi că îndată și am sos să aici, mi-am scos fetele la evală, pe la teatru, pe la soarele, ghilosate, gătite, împopoțonate, îmbrăcate tot după modă. Ce dracu să faci? Dacă ai juvaieruri, trebuie să le arăți. Sigur, ești în sfârșit. În sfârșit, draga mea, am prins doi în capcană. Dar nu ne-o pomeni niciunul de Isaia Dănțuiește. Dar cine și cine? Aga Bondișescu și Spataru Pungescoviș. Sărtaru Cuculeț mi-a vorbit de ei ca de niște berbanți. Aud? Mă rog, îi cunoști? Cum nu? Vin în toate zilele să ne vadă. Și știi una? Pare misă că le s-au aprins călcăile. Și-ți spune Chinița? Dar n-ai cercetat cine sunt, de unde sunt, ce stare au? Și atâta cercetare, draga mea, când unul e agă și celălalt e spatari. Și apoi tineri, soro, cu vorbă frumoasă, cu igemonicon, cu tabieturi, nu ca brusturi și coșurile, groși de șafă și niște morocănoși. Așa gineri mai vii de acasă, numai să-i vezi. Niniache, niniache, ia ca un ravaș de la babac. Un ravaș de la dumnealui, adă-l încoașe, cu voia mata de coană n-asta da, să mă rog, poftim. Am un tiu, drut, monsiu. Si petică dulce. Vai, 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 cum îmi bate inima. Parcă-mi vestește ceva bun. Sărut, gurița matale, scumpa mecherițoaie. Mai întâi nu lipsesc a cerceta despre întregimea sănătății matale și a copiilor. Al doilei, vei ști că din mila pronii șerești mă găsesc și eu sănătos. Însă fifița o răposat de jigarai. O clapat? Bine o făcut, că m-am muscat tot din nas. Taci, barbarule! Fifița! Când ai șticoală la asta să câși cățălușă și frumusețe. Numai atât ca era și când hămăie, dacă îi fi auzit glas, uite așa pășe. Auzi cum latră. Ei, în sfârșit, și-o fost odus, așa ai scris, toți suntem niște muritori. Al treilea, din științăți că câșlejile s-apropii de sfârșit, drept care îți poruncesc ca să-ți faci catrafusele și să vii înapoi îndată la Bârzoieni, ca să facem cununii cu paharni, cu brusturi și cu căminarul coșurile. Căși la dimpotrivă vin eu însumi la ieș ca să vă umflu pe sus cu nepus în masă. Al matale soț supus și iubit, Grigori Bârzoi, Ot Bârzoieni, 15 ianuarie 1844. Baba care să vii aici? Bine îmi pare, am să-i cânt toată ziua din Minavet. Minavet, Minavet, plasă. Ce e și ea Minavet? Minavet? Plasnetă, mademoiselle. Ai văzut, dragă coană Anastasica, și-mi scrie dumnealui și mă sfătuiești, ma ta, să fac. Știu și eu. Știi și? Îmi vine să-i strâng cu ușa pe Bondișescu și pe Pungescoviș ca să-mi hotărască odată și gândureau. Mică m-ai trezit odată cu bărbatul meu țop hop în spate și apoi să știi că am codălghit-o. Fă cum i socotit, dragă coană Chiriță, dar eu una te sfătuiesc. Să nu te grăbești până n-ai aflat lămurit și le sunt tineri. Alei, dragă, dar nu ți-am spus de atâtea ori că unul e agă și alălalt e spatar? Nu cumva vrei să-i păstreze pentru trântorița ei? În sfârșit, e treaba dumitale. Eu mă duc. Da, nădăjduiesc că nu-i lipsă de sară de la bal. Cum, Doamne, iartă-mă să lipsesc? Se poate când am fete de căsătorit? Hai, Luluță, și zi bonjur, mătușică-i. Bonjur? E poznă de nostimă. Știr baba baclat? Ce-ai zis? Că nu ești a mea, păcatule, și ți-aș mai trage eu. Ei, la revedere, pe de sară. La revedere. Hai, Luluță! La revedere, la revedere, la revedere! Acum hai de grabă la îmbrăcat. Guliță, du-te și spune straile și ele de anul nou. Haide și te fă pupuica, sufletul meu. Vasile, Vasile! Ioane, Ioane! Vasile, Vasile! Și-i coloșule! Dar vine de puni subotele! Nimeni în tindă, nimeni în odaie, tufă ca în punga noastră. Poftim, arhon spătar, că aici suntem la locul nostru. A, poftim dumneata întâi, arhon agă. Ba, mă ferească Dumnezeu,
Poftim, poftim. A, ce se potrivește? Ne poftim ca oare cine la temniță. Iar nu pomeni de temniță, nene, că mă înfior până în unghi. Pentru și neiculiță. Pentru că ai pârjolit mai dăună la cărți pe sărdarul Cuculeț. Precum zici, acest onorabil sărdar e director la agie. Și am însemnat că el ne urmărește ca o umbră peste tot locul. Nu cumva oare vrea să ne joace vreo coțca? E, până la coțca lui, iei-o tu înainte cu coțca ta și zi, buni 40. Cu urma 50. O știu, dar mi-e frică. De ce să fac? Mi-e frică. Un director de agie nu e lucru de glumit, căci el poate în românie să te puie la dubit. Pentru ce să-ți fie frică? Nu ești nenio vel spătar. A spătare chiar nimică. Înțeleg, fii agă, dar agă, agă, bine, fie. Rangul nobil și-l primesc. Însă, însă, de agie eu mă tem și mă feresc. E, degeaba. Nici că o să pot să-l fac om. Dar ia spune, din surat ne însurăm? Zestre este? E, trebuie să fie, că-s de la țară. Și știi tu că la țară se îngrașă boboci. Boboci? Vrei să zici gâscănași? Mm-hmm. Bine ar fi să ne luăm de vorbă în sfârșit cu Coana Chirița, cu nineata. Bine, da, începe tu că ești mai ischisoar. Mm-hmm. Nu mai ne sare înfățișa. Oare unde să fie? Ia caută printre uși. Să trag o repede aruncătură de ochi? Bine. Altă nu ne rămâne decât să ne însurăm, pentru ca să scăpăm de creditori și de lipsa de toate zilele. Dudușile scam, da, pui vorba și aia. Rău cu rău, însă mai rău fără de rău. Auleu, ce-mi văzură ochii? Baba își pune boia în păr, al naibii. Ia uite besactelele. Bre. Și de gavanoșele cu dresuri, și alb, și roșior, și negru. Se vede că zugrăvește cu coana. Ce văd? O foaie de zăstri. Neiculiță, vino de grabă să vezi. Ce anume? Ascultă, foaia de zăstri afișilor mele, Aristița și Calipsâța, două prosoape de miri, berbălăcuri pentru ras, cu sute de copchiri la gheghef, două chisele de tutun, tij cu sute de copile, cu fluturi, două tocuri de pieptene de catife, tij cu fluturi, două călăfuri de imamele cu muțunachii, tij cu sut cu fluturi de copchile. Aoleu, ce de mai fluturi! O să părem chiar grădin cu flori de mac. Așa, și în sfârșit câte 1500 de galbeni de fată, bani naht, împărătești și cu zâmț. 1500 de galbeni? Inșala, mașala, m-am făcut chiabur. Ei, mai bine era mai puțin fluturi și mai mulți galbeni. Las-o, nene-o, că-s bun și ăia. Cu 1500 de galbeni în capital, îmi fac stare. Și închei zicând să le fie de bine copchililor, jinerilor și tot neamului lor. Iscălit, Banu, Grigori, Brzoi, Ot Brzoi. Brzoi, nu te cunosc, dar prelegea mea te-aș băga în sân dacă ai încăpe de urechi. Vivat, vivat pentru noi, soarta începe a fi cu nuri. Vivat, vivat amândoi, ne-am făcut boieri chiaburi. Vivat, vivat pentru noi, soarta începe a fi cu nuri. Vivat, vivat amândoi, ne-am făcut boieri chiaburi. Sărutăm mânușițile și picioarele dădușilor. Și vă sfiiți din noi, care am fost întotdeauna. Suntem și vom fi în veci supusele slujii a nineacăi dumneavoastră și... Și chiar adoratorii copililor nineacăi. Da, dar adoratorii cei mai înflăcărați. Pe care îi iei tu, a? Pe Calipsița. Nu-i treci lângă ei. Haide!
nu mă îndoiesc de duc aristiță, că din șasul și ți-am dat brațul la păcurari, ai înțeles cât te iubesc. Ui, monsieur! O, sper, domnișoară, că... Ui, monsieur! Ui! Dar charmante demoiselle, animant de columbele, în etern te va iubi. Chiar bonior! Aud! Merci! Și eu tij o duducuță, să fiu bufă, să fiu cuță, dacă nu te voi slăvi. Toujours! Toujours! Ah, merci! Și mulți îmbiri și fericiri, și mulți amiri de pistimini. Apsu! Fie-ți de bine! Aaaa! Ai, miniaca! Amin, vă blagoslovesc! Și mama, și mama, și vă spăreți, și siocaua, vă iubiți să vă fie de gine. Doar nu-s vitregă, parcă și doresc eu decât fericirea voastră. Inima mea de mamă, pentru că eu v-am crescut, v-am hrănit, v-am alaptat. Luați-vă, însurați-vă, eu vă dau blagoslovenia mea. Coană, chiriță. Acum și pururea și în veșii veșilor. Slavă ție, Doamne, că m-am cotoroset. Coană, chiriță, suntem pătrunși până în suflet și crede că ne-om silit de a fi jinerii și mai supuși, și mai... Păcat că n-am o frunză de șapă. Lăcrimez puțin. Cu coană, soacră, las pe noi atâta. Ți înțeleg, fătul meu, drag arhon spatar, eu atâta vă spun. Noroc bun! Și mulți îmbiri și fericiri, și mulți amiri de pistimini. Fie-ți de bine! Amin și într-un șas bun! Ah, când am să duc eu vestea asta în bal, dumneavoastră veniți la balul Afinoi? Mai târziu, poate, da. Dar băi, nu suntem poftiți, nenea! Tași, măi, tași, să ne dați voi avântuvărășii până acolo! Bucuros! Haide să pornim! Guliță! Guliță! Aud, nenac! Gata, ești suflete! Iată-mă-s! Haide, stă-ți cu veselie! Hai la bal să alergăm! Și-n plăcere așa mai vie, până mâine să tot jucăm! Haide, stă-ți cu veselie! Hai la bal să alergăm! Și-n plăcere așa mai vie, până mâine să tot jucăm! Înțeles, bine, ce v-am poronșit? Am înțeles, cucoana. În 2 ore ne sosesc cu oaspeții. Să aprindeți lumânările. Maman, eu să joc dacă m-o pofti cineva? Să joci? Auzi, dumneata, un copchil cât o șchioapă să joace. Auzi, dumneata, zău că nu mai sunt copchil ziua de azi. Îmi dai voie, chel plezir! Dar vine, Luluță, tu știi să joci? Cum să nu știu? Am învățat la pansion și valsă și cotilionul și polca și mazurca și cadril, toate danțurile. Frumos, da. Și ba carte, ai mai avut timp să înveți? Și nemțești și italienești și franțuzești, toate limbile. Da, afară de limba ta, limba românească. A, păi dacă nu știi nici, madama. Și ești, și ne vine la bal de pe acum? De pe un sarat și nici măcar nu s-au aprins policandrele. Dar n-așteptă, era să fac bâca. Mama, mama, vine mătușica. Ana Chirița, de pe acum? Of, slavă Domnule, că am ajuns cu capul de apă. Sărut, ochișorii, cu Ana Nastasăcă. Bonsar, 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 bonsar. Doamne, doamne, dar eu e pe ulița Matale, vrei. Capitate uliță. De hamite ne-au venit. Am venit până aici tot cu zilele mână. Păi ai uliță sa este, pavea asta. Nu poți să faci 2 pași fără a fi povestea vorbi. Ori cu capul de chiatră, ori cu chiatra de cap. Și apoi vă mai lăudați cu ieșuista dumneavoastră. Așa, capitalii. Apoi așa, capitalii. Mătușică,
Poate că ți-o mai sărit un dinte pe drum. Ba, nu o sări, că eu fi rușine. Cu paveaua asta poșită, uite că ne-am mușcat limba de vreo 7 ori până aici. Să eu ne-am mușcat limba. Și eu. Și eu. E ca și ghetele copilul și-au mușcat limba. Sărmanele de ele, dar nu-ți uita vorba cu anul să că... Parcă nu văd încă pe nimeni în bal. Dar păi încă nu-i vreme. Aici și ieși pe la noi, lumea se adună pe la 9-6 și acum de pe 8. Dar bine, dar ce să facem mai până la 9-6 seara, vre? Să ședem cu amândouă? Nu vrei să mergeți la teatru? Mergem, mergem! Este loja mea. La teatru? Hmm? Aha, îmi place. Dar și să părăstuiește, mă rog, în astă seară? O piesă nouă. Ca? Două fete și o nedeacă. Ah, eu mă duc... Drept să spun, eu mă nebunesc de râs la șelf teatru. Și noi ne nebunim. Dacă poftești să mergi, trăsura mea e gata. Da, cucoane. Zi să tragă la scară. Sărut ochișorii. Arestiți-o, calepsiți-o. Hai, dineacă. Hai, fetelor, veniți cu mine. E, da, păi eu, dineacă, să nu fie. Ma ta, poiule, rămâi aici ca ai să rășești pe drum. Șezi cu duduca Luluța. Mai știi pozna? Poate că ne înscriem mai târziu cu afinoaie. Hai, fetilor! Haideți, haideți cu grăbire la cel teatru românesc, unde rănile din fire neîncetat să bișuiesc. Haideți, haideți cu grăbire la cel teatru românesc, unde rănile din fire necruțat să bișuiesc. Da, cine sucăm? De-a puia Gaia, ori de-a baba oarbă? Parcă-i la școală. Râs de mine. Mă duc acasă. Nu, nu, nu. Stai, stai. Îți făgăduiesc să-ți dau pace de-acum. Numai să nu te uiți drept la mine, iar mă umflă râsul. E foarte bine. M-ai uitat de-a curmezâsul, cu coada ochiului, dacă vrei. Ia spune-mi. Știi să joci? Hai, hai, hai! M-a învățat un francez să joc carcanul. Ia asta, sunt cu mâinile și cu pișoarele. Să cânti? Hai, hai! Ei, apoi să jucăm împreună tot balul, da? Da, ma ta știi să-mi pletezi din pișoare? Auzi, întrebare, parcă n-aș fi din ieși. Nu te supara, credem că fii mititică, poate că... Mititică? Te poftesc? E, măcar că sunt bunica-i mititică, sunt de vreo 70 de ani. Asta-i tot tremur în capul. Matale, de câți ani ești? De 15. 13. 15. 15. 5 de 15. E, îmi dai tifla? Ia n-ascultă, mamzel. Prelezia mea... Și, mă rog, și? Nimic. Iar te-ai uitat drept la mine. Eu? Mă duc acus acasă. Oh, iar te-ai supărat, dar iute mai ești. Ei, să stai câți iute. Ca hreanu. Hai, hai să ne împăcăm. Vrei? Dă mâna încoace. Al dracului, fetisă, mă susiesc ca pe un titiriaz. Așa, acum fiindcă suntem prieteni, hai să cântăm și să jucăm. Vrei, monsiuguliță? Bucuros, dar și să cântăm. Frunză verde? Ba nu, lasă-ți cânt eu un cântec care l-am auzit la guvernanta, cu joc la sfârșit. Să te văd, adică să te aud, îmi deschid urechile în pat. Dacă-s destul așa cum sunt, îți deschisă cât 8. Mă păcălie. Sunt un bun garson. Ascultă. Dar cum îi zic cânticului? Drin, drin, drin. Drin, drin, drin. Parcă zurgălei de sani. Ba mai curând clinche de galbeni în pungă. Si păcat că n-am minavetul aici. Ia-ți trazi un concert de sele tătărăsc. Aici și nești vrei să ai răsunit, la toți să plași și să fii chiar slăvit. Cel mai bun chip e să produci un sunit, un sunit viu și de toți prea iubit. Drin, 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 drin. De vrei amor dă-ți ochii peste spate și la prilej fii cam obrăznișel. Iar de voiești să ai în vești dreptate, cel mai bun chipi să faci frumușel. Drin, 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 drin,
Nu vrei să jucăm o leacă? Hai! Cu plăcere! Na, teras-mă de jos, diavolii! Se vede că balul s-a și început, deși nu a sosit încă niciun musafir. Eu sunt cel din tâi, dar ca prieten vechi al cucoanei asta săcă-i, e de datoria mea să vin odată cu lăutari. Am adus de la Gii vreo doi epistați ca să șadă la ușă. După formă, când ziua de astăzi un bal fără slujitor la scară și întindă, n-are nici ifos, nici egemonicon. Sărdarul cucule! Eu, cel întâi și cel de pe urmă. Dar pururea credincios și supusă slugă cu coană în asta săcă. Cel din tâi? Ba, astăzi te-ai trezit prea târziu, arhon sărdar. Da, cum? Au venit alții înaintea dumitale. Și care? Cu Ana Chirița, cu tot neamul ei. Încă nu a apucat să repeșoare să aprindă lumânările și dumnei, țop, oșul fost aici. Mare poznașii, dar unde te rog, a? Am trimis-o la teatru ca să petreacă până și începe balul. La teatru? Mm-hmm. Dar se vede că nu știi ce joacă în astă seară. O piesă nouă, două fete și o neneacă, nu-i asta? Ai făcut pacostea. Ce pacoste? Apoi are să se mânie focul cu Ana Chirița pentru că... E chiar piesa ei. Dar ea lasă un color concertar. Dacă pentru cel mai mic lucru ar fi să se tot mânie unii și alții când se joacă vreo piesă, apoi n-ar mai fi chip de a avea teatru național. Să dea Dumnezeu să judece și cu Coana Chirița ca dumneata, dar parcă nu-mi vine a crede. Apropo, știi pe cine și-o ales gineri cu Ana Chirița? Și-o găsit gineri în sfârșit? Slavă Domnului! Că mult o mai umblat căutându-i cu lumânarea biata femeii. Dar pe cine-i zisești? Pe Berbanță și ei doi de care mi-ai vorbit unăzi. Bondici și Pungescu? Ce zici? Așa, frate, o ales până o cules. Mi-a spus la urechi pe scară. Dar bine, soro! Aceia sunt niște tâlii brâu de n-au margi. O fugit din Focșeni ca să scape de mâna administratorului, fiindcă dezbrăcaseră lumea cu șmecherilii lor. De când îi pasc eu că doar eu îi prinde cocaua mică și să-i trântesc la dubă. Așa. Până și mai alalter m-am pus cu din adinsul la cărți cu ei. Și nu i-ai prins cu vreo coțcărie? Nu, să ferez din mine ca dracul de tămâie. Și mi-e mai mare ciuda că mi-a luat vreo 15 galbini. Din banii dumitale? Aș, nebun sunt. Dar las că nu scapă ei de cuculeț. De-o-i știi că s-or strecura toți banii agii, tot am să-i înhăț. Dar ia spune-mi, nu cumva ați poftiți în astă seară la bal? No. Păcat. Ia ca musafirii, încep a veni arhon sărdar. Primește dumneata boierii că eu-i primi cu coanele. Bucuros, bucuros. Mai bucuros aș primi cu coanele. Iată-ne cu dăți la bal. Venii vesel ne-adunăm, ne-adunăm ca să sărbăm mult plăcutul carnaval. Viva cei care dau bal în plăcutul carnaval. Doamna mea, îți mulțumim, balul-ți este minunat. Vrem să spun, să o aferim, parcă-i cale m-a curat. Viva cei care dau bal în plăcutul carnaval. Auzi, dumneata, așa, bagiocul, așa categorie, așa ca tacrismit. Ești bună, Chiriță, ce-i făcut? Și-am pățit foarte smulțumesc de loznițe și de teatru. M-am eglandisit de minune. Îmi vine să plesnesc, na. Cum? Vai, bată-l concina de auftori care o fi așa la... Dar ce are el brec cu fetele mele de să leagă-ni damne să am de dânsele? Auzi, două fete și o nineacă. Eu cred că o proastă că-i vreo istorie cu moral și mă duc frumos la teatru, fără ca să-mi treacă măcar prin gând, coi să mă văd parastuindu-mă chiar pe mine. Și dumneata? Da, știi, bucățică tăietă. Ba încă și să mă arăte la o mulțime de boieri, mă rog, cum m-am troienit în păcurari și cum îmi fac sprinșerile și cum mă sfădesc cu Ioana Țiganca și cum mă chinuiesc ca să-mi mărit fetele. Dar ce are el cu mine? Ce are el a împărțit cu copilile mele? Aud? Ei, lasă, Coană Chiriță, nu-ți mai închipui lucruri de pișeia lumii. Și te super deja. Îmi închipuiesc eu lucruri de pe șeie lume. Eu!
dar l-am văzut eu pe actorul așa, la, făcându-și sprinșenile dinaintea oamenilor. Așa mi-a venit un paraxân că am ieșit numai decât din losniță. Și noroc că am găsit în scara fiatului pe Spătarul Pungescovici și pe Aga Bondișescu, care m-a întovărășit până aici. Iată-i pe amândoi! Bună seara! Dar și eu fi poftit la bal. Ia ca voinicii mei. Am să le iau urma toată seara ca un prepelicar. Doamne, de s-ar face gulița mea mai mare ca să scrie și el o piesă de fteatru. Am să-l pun să toarnă o piesă a oftorului, dar știi, să-l sapă. Ei, bine, 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 lasă, treacă-ți mânia acu și eu o înghețată, doar te-ai mai răcori. De care poftești? De alămâie? Ei, nu vreau de alămâie când strepezești dinții. Dați-mi dișe roșu, că bate mai bine la ochi. Haide, servește-te. Mulțumesc. Crășii, bre. Mămulica mea, e ca o ghețărie. Bai, crășii, bre. Domnilor, nu meta crâsâți în astă seară un joc de cărți, un stosișor, ceva, m? Acum are plăcere, domnule director. Las că pregătesc eu. Bil, Pungescule, și pe urmă aport. Oare? Țapân! Doamne, de i-aș prinde cu vreo coțcărie. Fetilor, na, că se începe dansul, țineți-vă frumos și nu fiți așa de posomorâte. Haide, ariștiți-o, haide, calipsiți-o, hai ca să vie cavalerii să vă poftească. Zâmbiți, bre, zâmbiți, mai trageți cu coada ochiului ca și celelalte. Ia privește, toate moașele spoftite pe rând, numai ale mele șed locului, parcă sunt șipte. Să vezi că nor să se miște tătă noaptea. Stos! Mare noroc ai, domnule! Nu fie de ochi! Mă paște bine norocul cărților! Să jur că-s măsluite! Poftim? Că șăgalnic mă ești, arhon sărdar! Monsiu! Monsiu! Mavazel? De ce ai tras piriga de dedesubtul cărților? Aha! Eu? Ce-ai făcut, bre? Mă văzură! A, coțcarule, cu de-astea mi umbli! Bine că te-am prins! Ce vorbe sunt alea, domnule? Ce vorbi? Dar de când vă pasc eu cu prăjina? Domnule, mai boboc și să pasc cu prăjina. Și boboc, auzi, ce boboc? Mai? Și boboc e fișorul lui tătine. Ce boboc? Gâscan? Gâscan eu? Gâscan? N-a gâscan! Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și mă, că aflu eu ea acum. Cine? Cine a dat rău o palmă? Cine a primit rău o palmă? Auzi, nerușinare, O palmă, o palmă! Vai și întâmplare, stau în cremenit, așa scandal mare, nu s-o pomenit. Vai și scandal mare, stau încriminit, de șură turbari, mă sunt amețit. Vai și întâmplare, stau încriminit, așa scandal mare, nu s-o pomenit. Ce bine îmi pare că i-am căptușit. Domnule, hai să ne dai satisfacție. Satisfacție? Da, da. Ia-n așteaptă. Carnaxe, bre, că m-a surzit, parcă-i în codru. Poroncă, pune-ți mâna pe dinalui și pe dinalui. Am codălchit-o, am specuit-o. Pe arhon aga și pe arhon spatar și catahristia iasta, arhon spatar. Nu-i niciun catahrist cu coană. Am porunca de la departament să-i arestuiesc. Da, pentru și... Pentru că unul e Bondici și celălalt Pungescu. Doi coțcari din Focșeni. Coți! Cinerii mei coți, coțcari! Valeu, am dat cinstea pe rușine, vaaa! Valeu, o leșinai din neaga! Babaca, o fi din păpăcusa! Gugulea, babaca-i gugulea! Da. Care-i cu coala de gaz? Așa e cu balul, bre! Cine răcnește așa? Oh, și văd cu conul Grigori vânzor! Eu și cu mine cu coala, dragă, da? Dar unde ne chirițușca cu puiul? Nineaca? O alesâna, papa? Ce zici, gugulea? Iar o leșinat, măi. Dar ce smargiolina e? Frumos să-i mai șede. Ia, vă rog,
feriți într-o parte, că eu îi sunt popa. Acu și-o sânjie ca o muscă de iarbă. Ia, de ce? Carnaxe! Și văd, dumnealui? Dumnealui, banul Grigori Bârzoi, ot bârzoien și soțul dumneitale tocmai din vremea volintirilor. Ăsta-i socul nene, Bondici. Neschi. Urâtata mai avută, ră. Înțelegi cu coană de ce mă aflu eu aici la ieși pe la șasă, aici, în loc de a-l orăi boierește la moșie după obișnuit. Înțeleg. Îmi vine să leșim de la inimă. Potrivit răbașului ce ți-am scris din 15-a următoare anul 1844, am venit să te umflu din ieși cu nepusă masă. Hai, că brustul și coșul ne așteaptă cu preoții. Brustul și coșul, scăpătați-i și ea. Niște răzași. Nu, coană chirice, dar păi să știi dumneata că răzășii din ziua de astăzi au fost cele mai mari familii în vremea vechi. Iar încep cu litopisasul. Mă rog, ajungă-ți. În sfârșit, vorbă multă sărășie. Brustul și coșul sunt oamenii cu moșoarele lor, cu bănișorii lor. Cu jitișoarele lor, asta știu eu. Hai la bârzoi, la locul nostru și nu mai umbla după cai despipărere. Suflețelule! Haide, zic asta și nu mai lungi vorba. Trăsura ne așteaptă la scară cu lucruri cu tăt. Sunt cu minavetul meu? Tiranule! Așa, dacă-ți place, altădată să știi de la mine o vorbă bătrânească. Nu te întinde mai mult decât ți-i o gheara. Iar le topisă, subre, las că-i destul, e ia ca vin. Să-mi iau măcar ziua bună de la prietenii mei. Măi, ca avan mai ești. Cu plecășune, boier dumneavoastră.